Salut, Bogdan! Dacă am numărat eu bine, al 15-lea tău gol din acest campionat, e important? Salutare! E foarte important că a câștigat astăzi. Era un meci extrem de complicat cu o echipă foarte bună, o echipă care joacă cu portarul și tot timpul avem probleme la acest capitol. Ne-au pus probleme, dar din fericire ne-a ajuns să câștigăm. 2-0, o victorie foarte, foarte importantă pentru bătălia la titlu din acest sezon. De ce a fost așa tensionată partida? Probabil că presiunea își spune cuvântul, ne apropiem de finalul campionatului. Pentru noi este important să fim acolo sus, să câștigăm toate meciurile și probabil că din cauza asta s-a ajuns la unele tensiuni, dar la final suntem prieteni cu toții și le rezolvăm. Sunteți la 5 puncte acum de locul 2. Vă mai ajunge cineva? Nu știm, suntem la 5 puncte de oțelul, e un meci mai puțin, mai avem și meciul direct, vom vedea. Noi sperăm să rămânem acolo sus, să câștigăm al treilea titlu consecutiv, ar fi ceva extraordinar pentru noi. Vom vedea până la final ce va fi. Cu cine credeți că vă veți bate până la urmă? Care e cea mai redutabilă? Clar, cea mai redutabilă echipă este în acest moment oțelul. Sunt cel mai aproape de noi. Au șanse foarte mari de a câștiga. Dar și noi avem șansele noastre și sperăm ca la final noi să fim cei care se vor afla pe primul loc. Cum ai zis tu, aproape de al treilea titlu la Victory Cup, cum ți se pare competiția în ultima vreme? Este o competiție extraordinară. Sunt foarte multe echipe, jucători foarte buni. Foști fotbaliști, oameni care au jucat la un nivel extraordinar, au jucat în cupele europene, Champions League, Cupa UEFA, Europa League, sunt niște jucători absolut senzaționali. Pentru noi este o onoare să ne aflăm aici, totul este organizat extraordinar și ne bucurăm că în fiecare săptămână putem să ne mișcăm pe aceste terenuri.